A fost o zi plină pentru absolvenții de liceu. Și-au înfrânat emoțiile, și-au îmbrăcat cele mai cuminți haine și au trecut pragul sălii de examinare. N-au fost subiectele ușoare, acceptabile pentru fiecare elev. Ce ai avut de rezolvat? Am avut despre lectură, să spun cât de importantă este lectura pentru mine, să-mi spun opinia personală. Am citit cât de cât programa școlară și metodologia de pregătire și cred că e suficient. În 4 ani de zile am acumulat suficiente cunoștințe încât să mă descurc. Și pentru că imaginea contează, iar prima impresie este importantă, au uitat de farduri, hainele mulate pe corp și au ales o ținută office. Am ales să port pantaloni și cămașă. M-am gândit că acest stil este unul adecvat pentru acest examen. Este unul important și cred că se merită să ne ocupăm din toate punctele de vedere, atât de ținuta noastră, cât și de cunoștințele noastre. Trebuie să venim îmbrăcați prezentabil, e totuși un examen de BAC, e ceva serios și ne-am pregătit, am învățat, avem toți emoții, dar știm că va fi bine. Nu ni s-au impus anumite ținute, doar că, într-adevăr, e un plus dacă ai o ținută adecvată și nu numai la un examen. Și pentru dascăl contează prima impresie. În general, elevii noștri au venit îmbrăcați adecvat, cu cămăși albe, pantalon negru băieții, iar fetele fustiță neagră. Și să sperăm că vor avea și noroc în noua ținută. În liceele din Mehedinți, proba de evaluare a competențelor lingvistice se va desfășura și miercuri.